Chiar dacă sezonul cald se apropie cu pași repezi, numărul virozelor și pneumoniilor se menține crescut. Și asta din cauza variațiilor de temperatură, spun medicii. Doar în luna martie s-au înregistrat 1535 cazuri de afecțiuni respiratorii. Dintre ele, puțin peste 300 au fost confirmate ca pneumonii. Luna aceasta am avut în jur de 1500 de infecții respiratorii, între care din astea 1500, cam 300 sunt complicate cu pneumonii, să spunem. Mai mult sau mai puțin, știu eu, agresive, dar totuși sunt de luat în seamă. Cele mai vulnerabile categorii de vârstă rămân în continuare copiii mici și vârstnicii, dar și persoanele cu afecțiuni cronice care au dus oarecum la agravarea stării de sănătate. Noutatea în acest an o reprezintă grupa de vârstă 5-14 ani, unde s-au constatat 88 de pneumonii și 543 de afecțiuni cu insuficiență respiratorie. În ultima săptămână, din cei 1300 de prezentați la camera de gardă, cam 5% au fost viroze respiratorii. Asta înseamnă că chiar dacă a fost în urmă cu 2 săptămâni, 3 săptămâni mai mare, trendul este descendent în ceea ce privește afecțiunile respiratorii. De la începutul anului și până în prezent, serviciul de ambulanță și medicii de familie au raportat Direcției de Sănătate Publică Giurgiu aproape 4.000 de cazuri de afecțiuni respiratorii. Statisticile arată că de la 1 ianuarie a fost înregistrat și confirmat un singur caz de gripă. Au fost destul de multe cazuri de gripă, nu foarte multe, nu o epidemie, nu o endemie, dar totuși au fost cazuri de gripă, însă ca să pui diagnostic de gripă trebuie să existe anumite criterii. Unul dintre ele este cel serologic și avem un singur caz confirmat de gripă, unul singur în luna aceasta. Medicii spun că virozele trebuie tratate cu medicamente simptomatice, fără a se folosi antibiotic. Pentru a se feri de boală, oricine trebuie să știe că igiena este cea mai importantă, iar locuințele și spațiile de birou și sălile de clasă trebuie să fie bine aerisite. Îmbrăcămintea adecvată condițiilor meteo are de asemenea un rol foarte important în menținerea sănătății nealterate.